Menirea noastră ca ingineri este să folosim optim resursele naturii și să ne inspirăm din ea atunci când vrem să proiectăm structuri. Și vreau să vă arăt de ce oul de Paști este un produs ingineresc al naturii foarte performant. Pentru că natura folosește în mod optim resursele naturale pentru a echilibra forțele care acționează asupra ei. Hai să analizăm structura oului. Oul pornește de la gălbenuș. Gălbenușul este sferic. Apropo, știați cum arată o casă ideală din punct de vedere al eficienței energetice și al pierderilor minime? Casa ideală din perspectiva pierderilor energetice este o sferă. De ce? Pentru că sfera are suprafața laterală minimă, prin care casa ar pierde căldură, în raport cu un volum maxim dat. Dar asta este și motivul pentru care gălbenușul de ou este sferic, pentru că tensiunile interioare din gălbenuș se echilibrează. Dar mai avem apoi în ou și albușul și punga de aer de la baza oului. De ce arată oul așa și nu este perfect sferic? Pentru că gălbenușul are densitatea 1 și viscozitatea 1 mai mare decât albușului. Albușul în sine are densitatea 2 și viscozitatea 2, iar punga de aer de aici are și ea la rândul ei densitatea 3 și viscozitatea 3. Toate cele trei materiale, fluide de altfel, creează o rețea de tensiuni interioare, datorită diferențelor de densitate și de viscozitate. Toate aceste tensiuni unde se duc? Se duc la coajă. Oul când iese din găină, în primele minute, este semi-lichid sau este fluid. Coaja se întărește în câteva minute după ce a fost făcut. Întâi, coaja fiind lichidă, preia toate aceste tensiuni și tendința naturală este de echilibrare a tensiunilor. Pentru că asta facem și noi în proiectarea construcțiilor, vedem ce forțe acționează pe o structură și încercăm să echilibrăm acele forțe. Și de aceea, toate aceste tensiuni, în tendința lor naturală de a se echilibra, dau forma finală a oului, care e ovoidal. E ovoidal, ușor turtit, pentru că și centrul de greutate al întregului ou este dominat de gălbenuș, care este materialul cel mai greu din ou. Acum, dacă vrei să ciocnești ouăle de Paști, o să-ți arăt unde e cel mai bine să le ciocnești. Dacă vrei să spargi eficient un ou, atunci lovește-l în zona în care coaja lui este mai turtită. Pentru că dacă îl ciocnești în zona în care coaja este mai bombată, mai sferică, atunci forțele de acolo se vor distribui în laterală mult mai repede și mai eficient. Dacă îl ciocnești în zona în care este mai aplatizat, atunci forțele de acolo vor produce efecte de încovoiere mai rapide și implicit coaja se va sparge mult mai repede. Acum că ai înțeles structura oului și punctele lui slabe, îți poți învinge mai bine oponentul la concursul de spart ou. Așa că îți doresc poftă bună și sărbători fericite!